sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Guvernul Chicu nu mai este prim-ministru și a anunțat demisia azi dimineață înainte de ședința Parlamentului, la care urma să fie pusă la vot moțiunea de cenzură. Eu am propus și asta voi face, de a veni astăzi cu propunerea de demisie. Următorul pas e declanșarea anticipatelor, spun deputați din diferite fracțiuni parlamentare. Cum este comentată demisia cabinetului Chicu, vedeți în jurnal. Fostul democrat Eugeniu Nichivorciuc a fost stropit cu o substanță de culoare verde aseară după ce a ieșit de la o emisiune televizată. Guvernul Chicu și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut azi dimineață, înainte ca Parlamentul să se întrunească pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva cabinetului. Așadar, ședința legislativului a fost anulată. Igor Dodon, care a apărut alături de Chicu, a precizat că decizia a fost luată pentru ca să poată fi declanșate alegerile anticipate. Am discutat astăzi și eu am propus și asta voi face, de a veni astăzi cu propunerea de demisie a prim-ministrului, respectiv și a Guvernului Republicii Moldova. Deși se anunța un briefing în care Igor Dodon urma să-și rostească discursul de final de mandat, alături de el și-a făcut apariția și Ion Chicu, dar și Zinaida Greceanu. Chicu susține că a aprobat toate hotărârile necesare, astfel încât legile bugetare anuale, dar și politica bugetar-fiscală să poată fi implementate, așa că pleacă liniștit. Consider că odată cu aprobarea acestor proiecte, mașina statului, sistemul de stat va putea funcționa, vor putea fi achitate salarii, pensii, plăți sociale, etc. Acesta a precizat că astăzi urmează să se întâlnească și cu Maia Sandu. Dat fiind această decizie asumată a domnului prim-ministru, vreau să anunț toată lumea și deputații de asemenea din Parlamentul Republicii Moldova că ședința preconizată pentru astăzi la ora 15 nu va avea loc, dat fiindcă subiectul este epuizat. Iar Igor Dodon a ținut să precizeze că guvernul pleacă de bună voie. Această demisie nu este sub presiunea moțiunii de cenzură sau sub presiunea protestelor. Noi am dat dovadă de caracter parcursul acestui an și nu doar acestui an. Aceasta este o decizie asumată cu scopul de a declanșa procesul alegerilor parlamentare anticipate. Ion Chicu a devenit premier în toamna anului trecut, la doar două zile după ce socialiștii și democrații au dat jos executivul condus de Maia Sandu. Candidatura lui, propusă de Igor Dodon, a fost votată într-o ședință fulger. Mandatul lui Chicu de un an și o lună a fost sub semnul pandemiei, iar mulți au criticat felul în care a gestionat criza. Ion Chicu se desemnează în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Așadar, componența cabinetului a fost stabilită peste noapte, iar a doua zi, în Parlament, guvernul a fost pus la vot ca într-o cursă contra cronometru. Într-o ședință fulger, pe 14 noiembrie, Ion Chicu și-a prezentat programul și a răspuns la întrebări. Dacă vorbim despre love story, cui dragoste o suportați mai mult? Domnului Dodon sau domnului Plahotniuc? Deputații PAS și PPDA au părăsit sala, iar socialiștii și democrații au votat împreună pentru noul cabinet de miniștri, la fel cum au făcut-o cu două zile înainte, când au demis guvernul Sandu. Domnul prim-ministru, felicitări! Imediat după votul din Parlament, miniștrii erau deja la președinție ca să depună jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea. Așadar, în nici 4 ore, Moldova avea un nou guvern, unul minoritar și declarat tehnocrat de președinte. Igor Dodon a controlat activitatea executivului și chiar la prima ședință a noului cabinet, în capul mesei, unde în mod normal stă prim-ministrul, s-a așezat președintele. Dodon a făcut ședințe săptămânale cu Zinaida Greceanu și Ion Chicu, iar de multe ori ieșea el în fața presei ca să spună ce are de făcut guvernul. Să reveniți la acel mecanism când săptămânal se făcea o analiză detaliată a prețurilor. Mandatul lui Ion Chicu a decurs în mare parte sub semnul pandemiei. El a condus Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, deciziile căreia au zăpăcit lumea cu restricții luate și anulate în decurs de câteva zile. Sectorul bugetar revine la serviciu. 07 aprilie, 17 aprilie,
să fie declarate zile de odihnă. Ion Chicu s-a contrazis de multe ori. Dacă continuăm să fim iresponsabili, vom muri mulți. Dar iresponsabilitatea a venit tocmai din partea premierului, care a sfidat regulile de protecție în plină pandemie, după ce tot el a interzis nunțile. Chicu și-a însurat fiul și a dat o petrecere, dar nu a fost tras la răspundere pentru asta. Nu este nuntă, nici după formă, nici după conținut. Iar în timp ce medicii băteau alarma. Sunt arhipline. Eu știu că asta e dorința dumneavoastră, să fie așa situație, fake news. Criticat pentru felul în care guvernul a gestionat criza pandemică în luna iulie, platforma DA a depus o moțiune de cenzură, care însă a eșuat. Când a fost supusă votului în Parlament, a fost mare haos. Restanțele la salarii au fost achitate de guvernul actual. În unele cazuri, Chicu a vorbit arogant cu jurnaliștii. Nu este loc pentru provocații și speculații. Felicitări, sănătate. Așa, stimați prieteni, declarațiile politice lui... Și a declarat că ProTV este un post de manele. După această afirmație, o mulțime de internauți au sărit să dedice o manea pentru Ion Chicu. Și chiar dacă a primit de nenumărate ori invitație la emisiunea În Profunzime. Eu n-am comunicat cu Lorena Boxa până acum. Cum o să am timp în grafic, o să vin. Așa și nu a venit niciodată. Acum 2 săptămâni s-a aflat că prim-ministrul s-a infectat cu COVID, iar ședințele la guvern aveau loc doar online. Ion Chicu a devenit premier pe data de 14 noiembrie, iar până atunci a fost consilierul lui Igor Dodon. A mai făcut echipă cu Dodon și în guvernul Tarlev, iar în 2018 a fost ministru al finanțelor. Demisia guvernului Chicu deschide calea constituțională către dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate, susțin cei de la PAS. Deputatul Igor Grosu a dat de înțeles că Maia Sandu ar putea să nu înainteze un nou prim-ministru, ceea ce înseamnă că jumătate de an am putea avea un guvern interimar. Președintele ales însă nu a comentat până acum demisia guvernului Chicu. Demisia guvernului Chicu deschide calea constituțională, cea mai scurtă, spre dizolvarea Parlamentului actual și declanșarea alegerilor anticipate. Acum se discută mai multe scenarii. Guvern de tranziție, majoritar, minoritar, foi de parcurs și așa mai departe. Acest Parlament nu poate numi un guvern care să lucreze pentru oameni. Acest Parlament trebuie să plece. Fără să spună clar ce urmează mai departe, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate a dat de înțeles că Maia Sandu ar putea să nu înainteze o candidatură la funcția de prim-ministru. Un alt guvern înseamnă amânarea pe un termen nedefinit al alegerilor noului Parlament. Oamenii cer altceva, și anume anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate va respecta întru totul ceea ce cer oamenii. Anticipatele sunt unica soluție pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă țara. Ce scenarii vedeți mai departe? Ele sunt două. Imediat sunt declanșate toate mecanismele pentru alegerile anticipate sau totuși să fie un guvern de tranziție pe câteva luni care o să realizeze anumite lucruri importante pentru țară și să organizeze mai bine alegerile anticipate. Totuși, Alexandru Slusar susține că există posibilitatea ca în următoarea jumătate de an să avem un guvern interimar. Eu admit varianta la care doamna Sandu nu propune pe nimeni, în genere. Și noi stăm 90 de zile fără guvern, după asta parlamentul se dizolvă și avem 2 luni campanie electorală și pe urmă deja încă vreo 2 luni pentru formarea alt guvern. Democrații nu ne-au răspuns la telefon, dar pe Facebook Filip a scris că acum mingea este pe terenul noului președinte, iar Andrian Candu se pare că nu-și dorește acum alegeri anticipate. Luând în considerare în ce dezastru este țara la ora actuală, cetățenii își mai doresc să mai vadă spectacole electorale atât de despre cum am avut în ultima perioadă de timp. Pro-Moldova nu își dorește alegeri anticipate acum. Pro-Moldova își dorește în primul rând să găsim soluții pentru oameni. După putem discuta deja despre
poftele politice ale unora. Nici deputații din PSRM și nici cei din Pentru Moldova nu ne-au răspuns astăzi, iar unii ne-au închis atunci când i-am telefonat. Igor Dodon, însă, care este liderul neformal al socialiștilor, a reiterat astăzi poziția pe care deputații PSRM au tot expus-o în ultima perioadă, de altfel aproape identică cu cea a parlamentarilor din Platforma Pentru Moldova, din care face parte și fracțiunea Șor. Începând cu ziua de mâine, președintele nou ales, care va depune jurământul, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru ceea ce este în țară și să înceapă discuțiile cu fracțiunile parlamentare pentru numirea altui guvern, desemnând un candidat, sau pentru discutarea agendei, foaie de parcurs, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Potrivit Constituției, Parlamentul poate fi dizolvat în cazul imposibilității formării guvernului sau dacă deputații nu mai votează legi timp de 3 luni. Într-un alt caz, Parlamentul poate fi dizolvat dacă de 2 ori nu acceptă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare. Căderea guvernului Chicu și posibilele scenarii care urmează sunt subiectele ediției speciale a emisiunii În profunzime din această seară. Lorena Bogza va discuta cu deputați din diferite fracțiuni parlamentare. Emisiunea începe imediat după știrile de la ora 20. Fostul democrat Eugeniu Nichiforciuc a fost atacat aseară după ce a participat la o emisiune a postului de televiziune În 4. Când a ieșit din clădire, deputatul a fost stropit cu o substanță de culoare verde, iar șoferul acestui ar fi fost amenințat cu un cuțit de un individ care purta mască și glugă. Oamenii legii spun că făptașul nu a fost încă identificat. Eugeniu Nichiforciuc a fost stropit în acest loc în timp ce ieșea de la postul de televiziune. Astăzi aici se mai văd urme de la substanța verde necunoscută. Incidentul a avut loc aseară în jurul orei 21 și 20 de minute pe strada Mihai Eminescu. În mijlocul drumului am fost atacat în spate de o persoană necunoscută care m-a stropit cu o substanță. Formula chimică care încă nu a fost identificată. Nu pot să vă spun componența ce era acolo. Substanța a nimerit și pe față și în ochi. Nu a fost tot Nichiforciuc ne-a spus că bănuiește cine este făptașul, însă nu a vrut să dea nume. Desigur că avem bănuieli, dar pentru a nu prejudicea ancheta care acum decurge, ne vom obține la moment de comentarii cu numele persoanelor. Jurnalistul Gheorghe Gonța spune că a văzut totul și că a observat momentul în care, după ce l-a stropit pe Nichiforciuc, individul a fugit, iar șoferul deputatului a alergat după el ca să-l prindă. A ieșit după o mașină. Am auzit zgom, am ridicat capul, am văzut că Nichiforciuc trece stradă rapid, ceva s-a vărsat peste el, șoferul domnului Nichiforciuc imediat s-a năpustit spre atacatorul ăsta. Individul respectiv a aruncat și peste șofer, cu substanța respectivă a aruncat punga în care era butelia jos și a luat-o la fugă. Prezentatorul afirmă că atacatorul avea gluga pe cap și masca pe față, iar oamenii legii afirmă că acesta ar fi avut un cuțit asupra sa, cu care l-ar fi amenințat pe șofer. Poliția a pornit un proces penal în acest caz, dar individul nu a fost încă identificat și nu ni s-a spus ce substanță a fost folosită. Eugeniu Nichiforciuc a fost membru al PD din 2011, iar vara aceasta, pe data de 14 august, a fost exclus din Partidul Democrat, împreună cu Vladimir Andronache. În Parlament, cei doi neafiliați votează cu majoritatea neformală PSRM pentru Moldova. Cele două familii din campania Dăruiești și Câștigi au parte de bucurii val după val. Oamenii nu încetează să le bată la ușă, aducându-le cadouri și lucruri necesare. Zilele trecute, președintele Federației de Tenis din Moldova, Ceslav Ciuhrie, a depus câte 50.000 de lei pe contul fiecărei familii și a îndemnat pe oamenii de afaceri din țară să nu uite să facă o faptă bună pentru cei care o duc greu. Alex, Bianca și mama lor, Zinaida, se îmbrățișau și se jucau în pat. Acasă la familia Drumău, soba era fierbinte. De asta a avut grijă bunicul. Am făcut foc, l-am ies. E căldut în casă. Tot bunicul este cel care gătește pentru familie când nu este la muncă, întrucât Zinaida nu mai poate sta mult în picioare. Catrietele, am dus. Întărită ușor de valul de emoții pozitive care a venit în familia lor, Zinaida s-a întremat puțin și a reușit să iasă afară să ia o gură de aer. Într-o dimineață mă simțeam bine.
Am pus ceasul și m-am sculat înainte de ceas. Când au văzut, dar e așa dornică. Mama, mama, dar cum ai venit lângă noi? După ce au devenit eroii campaniei Dăruiești și Câștigi, fețele lor s-au luminat. Îmi place foarte mult că vine doar lume pozitivă. Așa a fost și când președintele Federației de Tenis din Moldova le-a pășit pragul. Ceslav Ciuhri le-a adus dulciuri și fructe și a depus 50.000 de lei pe contul familiei. N-am putut să rămân indiferent, astfel încât am întins o mână de ajutor. Le-am pregătit în ambele cazuri câte o sumă de 50.000 de lei. Ținesc enorm. Nu m-am așteptat să-i mită, nu știu, rămân în șoc de atâta bunătate. Cu vocea tremurând de emoție, Zinaida spune că are parte doar de oameni cu suflet mare în această perioadă. E un mare ajutor pentru familia noastră. O să ne prindă bine. Bianca și Alex sunt și ei bucuroși de încurajări, dar și de dulciuri. Nu vrea, avem voie să mâncăm multe. De astea aproape că le-am terminat. Copiii au împodobit bradul, iar apoi și-au pus scrisorile sub el. A doua zi acestea au dispărut, semn că Moș Crăciun a trecut pe aici. Copiii mai spun că atât de multe dulciuri ca în acest an de mult nu au primit. Arunc! Prind! Arunc! Cât despre cadourile pe care le așteaptă de la Moș Crăciun. E telefon? Da. E telefon ca meu. Iar Bianca își dorește o pânză, pensule și culori, pentru că e pasionată de desen. Vreau să pictez pe mama și noi cum stăm împrejurul ei. În fiecare cameră a casei se ascundeau cutii pline cu dulciuri, produse alimentare. Orez, macaroane, grecică, arnăut, nici nu mai știu, mazăre, zahăr, ulei. Dar și produse farmaceutice. Sunt foarte scumpi în farmacii la noi. 87 de lei o bucată. O somă o schimbă o dată la 3 zile, mă stăru. Datorită oamenilor care s-au unit și au ajutat această familie, zilele au devenit mai senine acasă la familia Drumău. Borașa e grea, tare. La fel se întâmplă în această perioadă și la familia Mihailov din Cigârleni, unde deja 10 de oameni au trecut pragul și această familie a primit pe cont o donație de 50.000 de lei de la președintele Federației de Tenis. Toți care au posibilitatea să ajute, îndemn să nu fie indiferenți față de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Două zări pline de surprize ne așteaptă la ProTV în ajun și de Crăciun. Eroii campaniei Dăruiești și Câștigi vor veni în platoul emisiunii. Aici își vor primi cecurile cu banii donați de telespectatori, dar îi așteaptă și alte bucurii. Urmăriți emisiunile joi și vineri la ora 19:30. Londra a devenit un oraș fantomă, ne povestesc moldovenii stabiliți acolo. Străzile, aeroportul, metroul sunt pustii din cauza carantinei instituite la sfârșitul săptămânii trecute. Oamenii au fugit din capitala Regatului Unit în încercarea de a salva Crăciunul, iar cei care au mai rămas în oraș au dat buzna în supermarketuri și sunt nevoiți să stea la colți kilometrice. După ce autoritățile britanice au anunțat că Londra și localitățile din sud-estul Angliei intră în carantină, oamenii au dat bir cu fugiții. Dorina, o moldoveancă stabilită în capitala Marii Britanii, povestește că londonezii se îmbulzeau în gări pentru a părăsi orașul. În zona centrală chiar nu e nimeni. Vineri și sâmbătă noaptea au plecat toți din Londra. Ultima dată, așa să zic, mișcarea a fost mult timp în urmă. Toți care au părinți în afară, au hotărât să ia ultimul tren. Acum, pe străzi, în aeroport sau în metrou, e o raritate să vezi vreun om, spune tânăra. Totuși, pentru unii, marea îngrijorare nu este că vor petrece Crăciunul diferit, ci că și-ar putea pierde locurile de muncă. Sunt panicați din cauza joburilor. Doresc să aibă fiecare un job stabil. Industria, aș zice că Horeca a fost cea mai afectată, fiindcă toate restaurantele au trebuit să se închidă în 24 de ore cu un stoc pe 2 luni de zile. Tânăra spune că oamenii sunt disperați din cauza carantinei instituită pentru a patra oară, fiind nevoiți să stea în zonele în care locuiesc, având interzis la călătorii. Foarte greu să treacă peste al patrulea lockdown. Sunt foarte multe cazuri de depresie. Nu știm exact cum o să afecteze
4 Leval. În fața supermarketurilor, oamenii stau la cozi kilometrice ca să cumpere produse alimentare pentru masa de sărbătoare. În marketuri, într-adevăr, lumea a dat buzna, fiindcă mulți nu pot să călătorească, au rămas în oraș și toți își doresc un Crăciun mai de calitate. Ieri am primit ceva poze de la prieteni care stau în Londra Centrală și am văzut cozi de kilometri în care lumea aștepta efectiv să-și cumpere o bucată de cașcaval. Dorina spune că din cauza pandemiei nu a reușit să meargă acasă de sărbători. Totuși, o parte din familia tinerii a reușit să ajungă la Londra înainte de instaurarea carantinei. Vom fi sinceri, într-un cerc foarte mic va fi soțul meu, mama mea și verișorul care e student și mă bucur că a reușit să vină înainte de Crăciun. De astăzi, Moldova a interzis zborurile din și spre Marea Britanie. O măsură asemănătoare a fost luată și de alte țări după ce în Regatul Unit a fost depistată o nouă tulpină a coronavirusului. Specialiștii din sănătate nu pot spune deocamdată dacă noua tulpină a coronavirusului descoperită în Marea Britanie a ajuns și în Moldova. Medicii afirmă însă că mutația este mult mai contagioasă decât varianta inițială. Noi nu putem astăzi să vorbim că acest virus care a trecut aceste mutații se înregistrează în Republica Moldova, fiindcă noi nu deținem tehnici de laborator pentru a depista acest proces. Însuși, conform datelor epidemiologice, nu putem să vorbim că acest virus a ajuns și în Republica Moldova. Potrivit studiilor, noua formă de COVID-19 este cu 70% mai contagioasă. Dacă au contactat 1000 de persoane cu noul coronavirus, to în 70% aceste persoane vor deveni bolnave. Însă și aici sunt mai multe chestiuni, sunt forme ușoare, sunt forme asimptomatice. Cercetătorii au descoperit această mutație încă luna septembrie la un pacient din Marea Britanie, susține specialistul. Epidemiologul mai spune că virusul suferă mutații continuu. Presa internațională scrie că noua tulpină de coronavirus a fost detectată și în Danemarca, Olanda și Australia. Consiliul Superior al Magistraturii a amânat din nou examinarea cererii de demisie depusă de judecătoarea de la Curtea de Apel Cahul, care a examinat dosarul lui Ilan Șor. Asta după ce un membru CSM a solicitat magistratei să prezinte un raport în legătură cu această cauză penală. Nu este dificultate, asta este câteva pace. După ce timp de mai bine de 2 ani a examinat dosarul lui Ilan Șor, condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraude la BEM, judecătoarea Nina Veleva a anunțat luna trecută că își dă demisia fără să anunțe care este motivul. Nu am reușit să vorbim cu ea ca să aflăm detalii. Șeful interimar al întreprinderii Spații Verzi riscă să-și piardă funcția și să rămână cu o parte din avere confiscată. Autoritatea Națională pentru Investigații anunță că va solicita acest lucru în instanță după ce inspectorii au stabilit o diferență dintre venituri și cheltuieli de peste 300.000 de lei. Serghei Carp neagă acuzațiile și spune că va ataca în judecată actul de constatare. În perioada aprilie 2018-noiembrie 2019, inspectorii ANEI au efectuat controale privind averea dobândită, dar și cheltuielile înregistrate de Serghei Carp și soția sa. Peste 64.000 de lei au fost direcționați spre achitarea unui credit, aproximativ 70.000 de lei în efectuarea plăților prin intermediul cardului bancar, circa 150.000 de lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar cu 20.000 de euro au procurat un teren pentru construcții în raionul Ialoveni. În urma informațiilor acumulate, Autoritatea Națională pentru Integritate a constatat o diferență de peste 300.000 de lei dintre veniturile indicate și cheltuielile înregistrate. ANEI va iniția o cauză în instanța de judecată pentru confiscarea sumei de 325.000 de lei, iar către Procuratura Generală a remis un denunț pe numele lui Serghei Carp pentru fals în declarații în cadrul controlului. Șeful interimar al întreprinderii Spații Verzi spune că a obținut banii dintr-o donație din partea socrilor și din împrumuturi de la persoane fizice. Am cerut o reacție de la Ion Ceban. Într-un mesaj, consiliera acestuia ne-a spus că dacă actul va rămâne valabil, atunci vor fi luate măsuri conform prevederilor legale. Dacă îi va fi demonstrată vinovăția, Serghei Carp riscă să fie demis din funcția de șef interimar al întreprinderii municipale Spații Verzi și să fie înscris în registrul interdicțiilor. Acesta a fost numit în funcție în 2018, când primăria era condusă de Silvia Radu.
Deși arată diferit din cauza pandemiei, matineile de Crăciun au loc totuși în grădinițe. Picii cântă și dansează în grupele lor fără să fie filmați sau fotografiați, iar Moș Crăciun își deschide acolo de saga. Părinții nu sunt prezenți în sală, iar cei care vor în unele instituții se pot conecta online. La grădinița numărul 46 din capitală, copiii s-au pregătit și în acest an de matineu. Părinții i-au aplaudat de la distanță. Matineul a durat nu mai mult de 20 de minute, ne-a spus directoarea grădiniței. Iar tradiționalele costume, dar și alte momente respectate cu strictețe în anii trecuți, cum ar fi prezența fotografilor și a cameramanilor, de această dată au lipsit. Nu s-au închiriat acele costume ca în anii precedenți, că să fie conform unui personaj. S-a exclus prezența fotografilor, a persoanelor străine. Desigur, și cel mai important, activitățile au demarat în sala de grupă și nu în sala de muzică. Totuși, fericirea din ochii copiilor se citea ușor atunci când Moș Crăciun și Alba ca Zăpada i-au vizitat. Părinții au spus că le-a plăcut matineul și chiar dacă nu vor avea video profesioniste de la eveniment, îl vor păstra în memorie. Părinții se dau și nu mă zâmbeau că vedeau copiii noștri stăreu. Vă mulțumim pentru toate susținere. Respectând instrucțiunile impuse de CNSP, părinții chiar au salutat participarea online la activitate și au fost de acord conform unui sondaj organizat în cadrul ședințelor cu părinții. Primăria Chișinău a anunțat că la matinee este strict interzisă prezența părinților sau altor persoane din afara instituției. De asemenea, autoritățile au interzis colectările de bani pentru cadouri, brad, jucării și alte taxe. Blocajul din Marea Britanie provoacă haos în Europa. Mii de șoferi au rămas blocați după ce Franța a interzis transportul de mărfuri și persoane dinspre regat. Cozile se întind pe zeci de kilometri. Cu ce soluții vin autoritățile, aflați la știri. La o zi după erupția vulcanului Kilauea din Hawaii a venit vremea vulcanului Etna să dea replică. Erupția celui mai activ vulcan european a fost precedată de explozii care au aruncat în aer bucăți uriașe de stâncă, în timp ce un șuvoi de lavă a început să curgă pe unul dintre versanții muntelui. Potrivit autorităților italiene, a fost vorba de explozii în trei dintre craterele Etnei. Din fericire, exploziile și lava nu au pus în pericol viața nimănui, iar bunurile și gospodăriile nu sunt în pericol. Etna este cel mai cunoscut dintre vulcanii italiene, alături de Stromboli și Vesuviu. Mai sunt două zile până la Crăciun și, cel puțin teoretic, mai aveți timp să cumpărați brad și decorațiuni. Va fi foarte greu să creați un peisaj de-a dreptul incredibil folosind doar luminile de pom. O grădină zoologică a reușit să dea naștere unui peisaj feric cu ajutorul câtorva milioane de beculețe de sărbători. La grădina zoologică din orășelul californian Bakersfield, luminile de Crăciun de anul acesta sunt atât de impresionante încât au furat prin planul animalelor reale. Este vorba de un traseu de aproape 2 km iluminat cu peste 3 milioane de beculețe în toate culorile. Start with a blank parking lot. So it was kind of fun, you know, get to see, okay, where can we take the course? We don't have a road, so let's make a road. Where can we wind and twist? And what can we add in there to make it a lot of fun? Turiștii vin în număr mare să viziteze minunea, iar grădina zoologică vinde toate biletele aproape în fiecare seară. Banii se strâng într-un fond pentru protecția animalelor care sunt adăpostite aici. This is our largest fundraiser of the year, so not being able to do this really would have been hard on Calm itself. So being able to do this really just allows us to
add new things in the years to come and to support the animals that we have and then to support our wildlife rehabilitation center as well. Toată lumea este de acord că priveliștea e una incredibilă, iar întreaga instalație s-a clasat pe locul 9 în topul celor mai reușite decorațiuni de Crăciun din Statele Unite în acest an. Pentru angajații grădinii zoologice și pentru creatorul spectacolului luminos sunt însă alte lucruri mai importante. Just seeing the families laughing, the kids pointing at different displays, the new ones, the ones that they remember. Especially this year, it is very enjoyable to know that families are coming out, escaping the outside world, even for just a few hours, and just enjoying time together. Grădina zoologică va rămâne luminată în culori feierice până în a doua zi a noului an. Situație disperată în Europa. Mii de șoferi au rămas blocați în Marea Britanie din cauza blocajului impus după ce s-a descoperit noua tulpină de coronavirus. Franța a fost de acord să deschidă granițele începând de azi dimineață, însă au voie să intre doar anumite categorii de cetățeni care, pe deasupra, trebuie să prezinte rezultatul testului negativ la COVID. De mai bine de două zile, autostrada M20 spre Dover arată ca o imensă parcare după ce Franța a interzis transportul de mărfuri și persoane dinspre regat din cauza noii tulpini de coronavirus răspândită în Marea Britanie. Cam 10.000 de camioane trec prin portul Dover într-o zi obișnuită, transportând 20% din comerțul de mărfuri al Marii Britanii. We were hoping to go back to our homes for New Year's with our family to celebrate, but now it's not going to happen, not this year. We don't have bathroom, we don't have the anything, you know. We are stuck here maybe for days. În cozele care se întind pe zeci de kilometri blocate în Kent și Dover de duminică, așteptând să treacă canalul Mânecii, au fost prinse și zeci de autocare și microbuze pornite spre estul Europei, inclusiv România. Uitați aici, e plin de autocare și plină parcarea ochi. Sute mii de persoane sunt aici. Situația este destul de critică, stăm cu copiii în mașină. Uitați, oameni buni, ce se întâmplă în Dover, în Anglia, în port. Așteptăm de duminică seara de la ora 7. It's so frustrating all this situation because unfortunately we didn't know nothing when we wasn't away here. Ignaz este șofer de microbus și speră să ajungă de Crăciun la copiii săi în Lituania. My kids waiting for the Christmas presents, you know, and I'm stuck here in the UK. Aseară s-a ajuns la un acord între Marea Britanie și Franța pentru a relua fluxul de mărfuri și parțial de pasageri între cele două țări. Any passengers going to France, and at the moment I'm afraid that's mostly French citizens returning and one or two other exceptions, will need a lateral flow test or a PCR test, but a test within the 72-hour period before they go to France. Autoritățile britanice au anunțat deja că vor trimite în Kent și Dover, unde sunt blocate mii de tiruri, echipe de testare rapidă ajutate de militari. This is not good. That's animal things. And now they say that they need a PCR test. How? Who is knowing? Is it possible? You see, the queue. We have our test because we were thinking about this when we were thinking about going in Romania. We had our test already. But they didn't say anything. Testele rapide care vor fi folosite aici pot detecta noua tulpină de COVID și oferă un rezultat în aproximativ 30 de minute, spre deosebire de cele clasice, pentru care e nevoie de 24 de ore. Șoferii vor primi rezultatul prin SMS, iar mesajul negativ le va da dreptul să traverseze canalul Mânecii, numai că procedura va fi una deturată. Now it's done. It's finished. From here to go home, we have about almost 2,000 miles. It's about 45 hours to drive non-stop. No sleep, just drive. And we can make it. Aproximativ 50 de țări au suspendat sosirea călătorilor provenind din Regatul Unit după descoperirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic. Între timp, Comisia Europeană recomandă țărilor UE să permită deplasările esențiale în Marea Britanie și îndeamnă țările membre să aibă o abordare coordonată în privința măsurilor aplicate în relația cu Marea Britanie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!